faceți? Am zis că astăzi fac un vlog pentru că merg la un eveniment foarte simpatic. Cred că au zis niște păsări pe fundal pentru că am deschis geamul și față de celălalt loc în care stăteam înainte, acum aud păsări. Mă tot plimb pe aici prin fața oglindii să-mi fac un eyeliner și când într-un final m-am decis, am constatat că acest eyeliner, care este eyelinerul de la Benefit, roller liner preferatul meu, e un pic uscat, dar că am trebuit să îl schimb, dar încă îl mai storc un pic. Știți, când aveți un produs, mie de obicei îmi place să termin produsele pentru că îmi place să le înlocuiesc, dar când am o chestie care îmi place foarte tare, mi-aș dori să nu se termine niciodată. Și după cum vă spuneam, plec la un eveniment unde este offline, nu mai este online, și un eveniment unde ținuta trebuia să fie ceva cu roz, iar eu nu prea am haine roz, motiv pentru care am să merg în această bluză. E un top foarte simpatic, cu spatele gol și cu câteva fundițe, două mai exact, și o să-mi iau niște pantaloni albi și eu consider că am respectat dress code-ul. Sunt convinsă că vor fi fete mult mai roz și mai frumoase și mai corect îmbrăcate decât mine, dar nu prea am haine roz. Este o chestiune la care am ajuns, la concluzia asta, de fapt am ajuns astăzi. Trebuie să vă spun că ne-am întors din Grecia, de unde nu am făcut vlog deloc. Avem niște filmări, într-adevăr, însă n-am stat deloc să vorbim la cameră, n-am stat deloc să facem un material cap-coadă, pentru că probabil parte din timp am vrut să ne mulțumim și noi de aceste câteva zile și n-am stat cu grijă niciun material. Mai am eu câteva fotografii pe care o să le pun pe Instagram și pe de altă parte a cam plouat. A plouat câte puțin în fiecare zi, nimic tragic și nimic ca acasă, dar oricum suficient cât să trebuia să te ridici de la plajă și să te duci repede la un restaurant cât se oprește ploaia. Așa că am fost ba mulțumiți de soare, ba fugeam de ploaie, motiv pentru care am cam renunțat la vlog, însă am să încerc să vă las pe aici pe undeva câteva cadre de la mare. Plăcut și că mi s-au părut interesante. O să vreau să-mi fac buzele. Îmi plac și mie buzele mari, dar nu cred, nu cred că o să îmi pun vreo chestie în buze vreodată. Mie mi se pare că eu am buzele potrivite, dar sunt un pic, nu sunt egale în ambele părți, nu sunt identice, ceea ce este și normal, motiv pentru care doar le mai creionez eu ca să fie la fel și într-o parte și în alta. Asta este un creion de la Ella Masca care îmi place foarte tare. Nuanța este RAW. Am pus pe Instagram un truc foarte simpatic pentru buze mai mari. Dacă vreți să-l vedeți, căutați-l în secțiunea de Reels. O să-l vedeți acolo. Și sunt aproape gata. Un spray de fixare, mai exact Urban Decay All Nighter. Miros specific. Și acum să încerc să aranjez coama aceasta. Dacă m-ați pune să aleg ceva ce îmi place foarte mult la mine, cred că aș alege părul sau sprâncenele. Astăzi m-am machiat pe deportații, ultimele amintiri, deportarea etnicilor germani în Uniunea Sovietică. Am vizionat cam 20 minute din el. O să mai văd încă 20 minute când mă voi întoarce, pentru că acum nu mai am timp. Dar trebuie să vă spun că eu, odată la ceva timp,
odată la ceva puțin timp chiar, am pauze scurte între aceste vizionări, mă uit și ascult și citesc chestii legate de acum 80, 60 de ani, 100 de ani, o chestie din asta. Când eram mai micuță nu prea îmi plăcea mie așa istoria, însă între timp am învățat că ai chestii de luat din istorie și uneori prefer să mă uit la niște chestii istorice mai degrabă decât să mă uit la un vlog sau I don't know. Chestia asta cu deportările m-a apucat încă de acum câteva săptămâni când v-am pus pe Instagram, pe stories, chestia aia cu Anița Nandriș, care mi-a plăcut foarte, foarte tare. Am văzut materialul video pe care o să încerc să vi-l las pe aici prin descriere. Am citit și cartea ei, cât am fost plecată în Grecia nu m-am putut dezlipi de ea. Este o carte foarte scurtă, e un manuscris scurt de scris de ea de mână și apoi pus în format din asta digital. Și efectiv are foarte, foarte, foarte puține adăugiri de la editură. Este un material scris de ea, așa cum a știut. Ea este o femeie de care a avut numai 3 clase și care a fost deportată în Siberia pentru vreo 18 ani. Dar după 20 de ani abia a reușit să se întoarcă cu adevărat la ea acasă. Și trebuie să vă spun că mi-a făcut o mare, o imensă plăcere să citesc materialul ei. Mi se pare, nu știu, m-a lăsat în lacrimi la final. Și ce ironic, nu, că zic asta în timp ce eu îmi pun un ruș pe buze. M-a lăsat în lacrimi la final și mi-a plăcut atât de tare încât după ce am terminat de citit materialul, m-am uitat pe TNB să văd dacă mai rulează piesa. Știam că este și o piesă de teatru pe care am tot prins-o, dar n-am prins-o, cum s-ar zice, pentru că tot rula în momente în care eu nu puteam să merg. Și într-un final am prins un bilet și mă duc duminică la ora 8, de-abia aștept. Chiar de-abia aștept, plănuiesc nici să mă machiez pentru că sunt convinsă că o să plâng. Pentru că am primit câteva păreri de la oameni care au văzut piesa și au zis că este foarte, 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 foarte emoționantă. Și dacă pe mine m-a emoționat cartea, nu vreau să știu, adică vreau să știu și de-abia aștept să știu cum mă va emoționa piesa respectivă. Și acum ia să-mi iau eu pantalonii pe mine și să vedem cum arată această ținută. Dar morala poveștirii mele este că vă încurajez să încercați să descoperiți ce s-a întâmplat în comunism, înainte de comunism, ce se întâmpla în Europa, în prima parte a secolului trecut, prin ce au trecut oamenii. Mie mi se pare important să știți ce s-a întâmplat, ca să fii cumva conștient de ce pot oamenii să facă altor oameni, ce poate autoritatea să facă altor oameni. Și atunci, nu neapărat să fii în gardă, dar să știi lucrurile astea, să nu crezi că nu se poate întâmpla X lucru. Oh well, citește în spate, vezi dacă s-a întâmplat, pentru că dacă există un precedent, poate oricând să se reîntâmple. Aia, din aia ce frumoasă e! Da. Este superbă bluza ta. Superbisimă și tu la fel de altfel, ce să spunem. Și o mai avem aici pe Andreea, o altă superbitate în roz toată. Îmi place fusta ta care are crăpătura asta aici pe picior. Ești o superbă. Cine vine? Acela în care trebuie să-mi prind părul așa bine strâns sus în apartament, pentru că altfel mor de cald. Am făcut un Skype, vor bine pe aici prin casă și vreau să mă apuc să fac ceva de mâncare pentru că ne-i foame.
pentru că ne-i foame și pentru că nu mai vreau să mai comandăm. Mi se pare că atunci când comandăm de mâncare, dăm foarte mulți bani aiurea pe chestii pe care aș putea să le cumpăr eu și să le fac eu. Și nu o să fie același gust, dar nu în sensul că neapărat o să fie unul mai rău sau unul mai bun. Acum m-am dat cu un SPF care are un pic de culoare, pentru că vreau să mă protejez de orice rază de soare pe față și pentru că aș vrea să mai acopăr chestiile astea care sunt într-un proces de tratament, deci nu doar le acopăr. Și am vrut să specific asta pentru că știu că mereu primesc recomandări să-mi tratez fața și vreau doar să spun că îmi tratez fața. Așa, sunt într-un proces de vindecare acum, au fost mult mai rele. Aparent m-am dus în Grecia cu un singur coș și m-am întors cu 7. De câte ori plec de acasă, asta se întâmplă, inclusiv dacă mă duc până la IMEI acasă, care sunt la 100 de km de aici, tot asta se întâmplă. Îmi explodează pielea. I don't get it, dar am răbdare. Era o perioadă în care se făcea mișto de faptul că niște bucătari întâi puneau condimente în bol. Asta este ce fac și eu și m-am obișnuit să fac treaba asta de ceva vreme deja. Și raționamentul pentru care întâi condimentezi bolul este că dacă pun, de exemplu, salata acolo, salata va sta deja în scaiva condimente, o să mai pun ce mai pune peste salată, mai pun pe deasupra și apoi doar le tot rutesc și practic e ca atunci când pui în cuptor ceva și vrei să-ți bage căldură și de jos și de sus. Asta e ce consider eu că se întâmplă atunci când pun și de sus și de jos condimente. Mie îmi place foarte mult să pun rucola, de Eugen nu prea, dar fac salată pentru doi, așa că it's gonna suck it up. Am aici niște roșii, toate sunt spălate. De obicei, când aduc lucruri din magazin acasă, le spăl și le pun așa în frigider. Se mai întâmplă uneori să nu spăl, nu știu, de fiecare dată salată sau de fiecare dată roșiile, dar aici e cazul. Adică nu că e cazul, a fost cazul că am făcut asta deja. Aștept să se încingă grătarul ăsta electric, grătarul electric pe care l-am eu sau l-avem noi, de fapt. Este un grătar de la Tefal, Opti Grill Plus, ce atât de mire. O să las pe aici pe undeva, de fapt nu pe aici pe undeva, o să las în descriere un link, pentru că eu și cu Eugen am făcut un video în seara în care am cumpărat grătarul ăsta și e foarte explicativ și dacă vă interesează un grătar electric pentru că poate stați la blog, e foarte ok. Bine, și dacă stați la casă, tot foarte ok, mi se pare. Aștept să se încingă grătarul ăsta și să pun și puiul și am la cuptor niște cartofi. M-am dezvățat să fac cartofi prăjiți, deși atunci când ieșim în oraș sau când mergem pe undeva, sau când comand acasă burger, să știu eu, îi apreciez foarte tare, tocmai pentru că eu nu mai fac. Eu am renunțat la cartofii prăjiți de mai bine de 2 ani de zile. Nu mi-am cam uitat ultima dată când am prăjit cartofi. În fine, nu era atât de moale, că să zici că e stricată, dar era suficient de moale cât să fie weird la gust. Ah, gata! Nu e obligatoriu să mâncăm tot, dar vreau să fac tot puiul ca să mă asigur că nu se strică. Și acum las grătarul peste și o să mă mai anunțe el în funcție de cum se colorează aici. Stați să vă arăt. În funcție de cum se mai colorează el aici, mă anunță care este stadiul. Că uite, are I preheating, după care ai start of cooking. Aici suntem, practic. Nu știu dacă se vede, dar s-a făcut albastru. După care rare, medium, well done, tra-la-la, îți pune în funcție de asta și programul pe care l-am setat eu este ăsta de aici, de pui. Uite, acum, de exemplu, este roșu și tot urlă, să-i dau ok. Dar nu sunt gata. Trebuie să le mai las. Așa că le mai las. Am avut eu așa poftă să-mi pun și un ou peste cartofii ăștia și aici o să-mi pun niște salată și niște pui când o să fie gata puiul, că încă nu e gata. Nu mai are nici foarte mult. Mi-aș fi dorit să avem mai mult gălbenuș, dar așa iese, mă rog, aici asta lăsat. Să lăsa mult în jos, probabil de peste cartofi tot.
dar eu fac și ouăle ochi, tot fără ulei și uneori arată mai meh, dar măcar sunt fără ulei. Hello again! Am terminat de mâncat și voiam să pregătesc acum un colet. Am luat coletul ăsta Earth Kiss, de la Earth Kiss, de fapt, pentru că am în el niște, cum să le zic, niște brumeguri ăsta de hârtie, dacă există așa ceva, și vreau să umplu acest colețel, unde au fost niște produse de păr, cu un strat de hârtie din asta de protecție și să pun niște produse și după ce termin de umplut, o să mai pun încă un strat și ca să fie totul, să nu se miște nimic de nicăieri. Ce este cu coletul ăsta? Mă gândeam astăzi de dimineață că iarăși am strâns destul de multe chestiuni care, ba, nu mi se potrivesc sau, ba, nu sunt tentată să le încerc sau așa mai departe. Și mă gândeam să mai fac un giveaway pentru cineva care mă urmărește de mai multe vreme și îmi răspunde la, îmi lasă mesaje și comentarii și așa mai departe. Și mă gândeam, da cui? M-am tot uitat pe lista de Instagram, nu voiam să fac un giveaway, voiam pur și simplu să trimit ceva cuiva. Și mă tot gândeam eu cui, după care am zis, las, nu mai fac, o să fac când o să simt eu că e cazul să trimit cuiva, când o să am eu o chimie cu o anumită persoană și așa mai departe. Și în a doua parte a zilei, sau nu mai știu, parcă după prânz oricum, mi-a scris o tipă și mi-a dat niște mesaje referitoare la Fenty Beauty și mi-a zis că, vai, le văd la tine și îmi plac foarte, sau chestia asta, cum îmi plac foarte tare produsele și că prea vorbește toată lumea despre ele și trebuie neapărat să, să încerc și eu măcar glossul acela clasic. Și eu ce am zis? Ia uite mă, am vrut să trimit un colet cuiva azi, n-am știut cui, am lăsat-o așa până când o să simt eu că e cazul și am găsit cui. Așa că pentru fata aceasta am să pregătesc această cutiuță cu niște chestii. Ea știe că îi trimit doar Fenty și nu cred că îi ajunge coletul până când apare acest video. Pentru că efectiv astăzi filmez, astăzi editez, astăzi postez. Dar nu o să arăt aici ce îi pun exact, ci numai faptul că face acest colețel. Și o să-i pun glossul pe care ea l-a vrut. Pe ăla îl pun în principiu. Și alte multe alte chestii. Voiam să nu zic nici alte multe alte chestii, că voiam să fie o descoperire, dar oricum poate nu se uită pe YouTube și poate mă urmărește numai pe Instagram și there you go. Am terminat coletul. Așa arată. Trebuie să văd cum să fac. Să distribui cum trebuie toată asta. Astea sunt niște cartoane de reciclat. Cum să fac să distribui toată chestia asta bine, bine, să nu se spargă absolut nimic. Și în același timp să și stea. Și mai am o problemă. Cutia asta nu este complet goală. Are un desen pe ea. Și mi-e teamă că nu mi-o vor lua la curiera, dar o să văd. Nu știu ce o să fac. Exact o să văd. Of, nu prea stă. Da, cel puțin știu sigur că nu se mișcă nimic din ea. Asta apropo că mai primesc uneori întrebări, unele mai politicoase, altele mai puțin politicoase, ce fac cu toate produsele pe care le primesc. Păi, pe multe dintre ele le testez, le încerc. Dacă mi se potrivesc, rămân la mine. Dacă nu, rămân, merg la mama sau la prietenele mele și așa mai departe. Iar pe cele pe care nu le testez, nu le încerc absolut deloc, nu-mi bag deloc degețelul în ele, ajung în giveaway-uri către multe dintre voi. Nu știu dacă e cineva aici care mă urmărește acum și care a primit vreodată un colet de la mine, dar dacă este, o invit să-mi scrie în comentarii și zic o invit, pentru că eu cred că am trimis numai către fete. Nu sunt deloc egoistă sau cum mi s-a mai spus, nu sunt individualistă, dau mai departe dacă e ceva de dat, dar sunt și momente în care prefer să fac cadourile astea cui mi se pare că rezonez eu cu persoana aia, mi se pare că este acolo pentru mine și cu mine, mi se pare că îmi lasă comentarii, mi se pare că mă ajută așa cum și eu încerc să ajut la rândul meu. Și atunci ăla este momentul în care prefer să fac asemenea cutiuțe. Asta cred că este cea mai nașpa chestie pe care mi-am luat-o din canalul ăsta de YouTube. Nevoia asta, sau cum să zic, da, nevoia asta de a mă explica în fața oamenilor. E ceva ce nu aveam cu mine înainte, dar după atâția ani de YouTube se pare că este ceva ce am dezvoltat și ce a rămas cu mine.
nu mi se pare o chestie ok neapărat, adică nu trebuie să mă explic pentru fiecare chestie pe care o fac sau nu o fac, pentru că uneori mai primesc tot felul de îndemnuri să susțin diferite chestii sau cauze sau lucruri cu care eu poate nu rezonez absolut deloc, să postez unele business-uri cu care eu, de exemplu, nu rezonez absolut deloc, cum ar fi, de exemplu, solarul. Și simt tot timpul nevoia, băi, nu pot să fac asta pentru că și pentru că. Și nu cred că e o chestie faină așa să te tot explici la fiecare pas pe care îl faci. Indiferent că ești un om privat sau un om public. Gata, pachetul este gata. Nu se mișcă aproape nimic din el. Să închid și pachetul ăsta. Eu duc foarte multe chestii la reciclat, în special hârtie și plastic. Duc și sticlă, duc și aluminiu, dar în special hârtie și plastic, astea sunt chestiile care pleacă cel mai des de la noi la reciclat. Și să zic drept, mă simt bine că dau înapoi treaba asta, faptul că încerc să reciclez. Eu mă simt cu musca pe căciulă cu o chestie, și anume că mi se pare că dacă vrei să faci un copil, să aduci un copil în lumea asta, îmi pică draperia, cum văd, adică a ieșit de la un capăt. Dacă vrei să aduci un copil în lumea asta, mi se pare că trebuie să fii atent în jurul tău și la cum te comporți cu lumea. Vedeam zilele trecute, mă rog, e un tip pe motocicletă pe care îl urmărește Eugen pe YouTube și care atrage atenția oamenilor sau șoferilor din trafic de diverse chestii, printre care a postat el un filmuleț de un minut și ceva, cred, când îi atragea atenția unui domn în vârstă că a fumat și și-a aruncat chiștocul de țigară pe stradă, în București, bineînțeles. Și băiatul respectiv i-a atras atenția că uite că știe că șoseaua nu este scrumierea ta și nu mi s-a părut că i-a atras atenția într-un mod rău, dar i-a bătut brațul și a zis că nu e ok. Și omul respectiv, care cred că avea spre 60 de ani, a zis că hai bă, mă las, hai bă. Și eram un pic șocată, adică pe de-o parte tineretul ăsta needucat și ne nu știu cum și tra-la-la. Păi stai puțin că tot de voi suntem educați, adică în primul rând dacă este o educație de care să te iei, trebuie să te iei de omul care a oferit educația respectivă. Și în al doilea rând, cum poți tu, ca om în vârstă, să ai așteptări de la alți oameni mai în vârstă sau mai puțin în vârstă decât tine și totuși tu să nu fii un exemplu, adică mie asta mi se pare, da, în fine. Dar apropo de că mi-am să aminte de exemplu ăsta și mi s-a părut demn să îl povestesc, mie mi se pare că atunci când vrei să aduci un copil pe lume, trebuie să ai un pic de grijă și de lumea din jurul tău. Și atunci eu mă gândesc că eu am 27 de ani, cât o să mai trăiesc? O să mai trăiesc în cel mai fericit scenariu încă vreo 60 de ani probabil, nu cred, da, cine știe. Și atunci, în 60 de ani de acum încolo, poate că planeta asta o să fie ok cu poluare și așa mai departe, habar n-am. Dar eu, dacă vreau să fac un copil, copilul ăla va mai trăi cel puțin 15 sau 20 de ani după mine, nu? Poate chiar 30, că depinde și la ce vârstă îl fac. Și atunci, nu trebuie să mă gândesc un pic, bă, dar eu o să plec de pe lumea asta, nu știu unde o să mă duc. Și copilul meu o să rămână totuși pe lumea asta. N-ar trebui să am eu grijă ca planeta în care el rămâne să fie ok, să îl susțină pe el și la rândul lui o să se gândească că, bă, vreau să fac un copil și atunci copilului meu, cum ar veni nepotul meu, va trăi probabil cu 60 de ani mai mult decât mine și probabil, adică peste vârsta la care mor eu, vreau să spun, și va mai trăi încă 30 de ani după ce vor muri părinții lui, probabil, dau așa niște numere, cine știe, poate nici nu o să am copii, poate nici nu o să am nepoți, habar n-am, dacă ai idee. Dacă tot ne înlănțuim așa pe foarte mulți ani și ne tot prindem de la o generație la alta, mi se pare că asta trebuie să dăm și planetei înapoi, să-i dăm spațiu, adică cum noi simțim nevoia de spațiu, să ne desfășurăm și să fim, să creștem, să ne dezvoltăm și așa mai departe, mi se pare că și planeta are nevoie de spațiu. Și eu, prin faptul că mă duc și reciclez, asta simt că fac, simt că dau spațiu pământului. Și de asta, adică nu știu dacă este o gândire bună sau nu, eu consider că e o gândire bună, că e a mea, dar voi puteți să aveți altă părere, dacă vreți, însă mie așa mi se pare că lucrurile ar trebui să funcționeze, ar trebui să avem un pic de grijă unii de alții și noi de pământ, pentru că și pământul are grijă de noi, pământ, adică planeta pământ. There you go, I said it! Și acum știți ce vreau să fac? Dar unde lui fi pus? Aveam niște
hârtie din aia cu semințe de floare, nu mă uita. Eu sper că n-am aruncat-o, pentru că aș fi vrut să o plantez și să încerc și o să văd. Ia mă, nu că-mi rezist. Îmi răsare și mie floarea asta într-un ghiveci. Ar fi, am multă oară când încerc să păstrez ceva într-un ghiveci și moare, dacă va muri. Dar n-ar fi prima dată când îmi rezistă ceva. Vreți să vă arăt planta mea are? Ca și eu acum vă întreb ca și cum cineva îmi va și răspunde de partea cealaltă a ecranului. Dar vă voi arăta ce bine și ce frumoasă este areca mea. Mai are câteva vârfuri uscate. Dar pentru un newbie plant cum sunt eu, eu zic că este super busy. Ia să vedeți. Uite-o mă, pe ea, pe areca frumușica. Mi se pare că se ține foarte, foarte bine. Nu am, mi-am sucit mail-ul ca să nu îl postez pe aici. Dar ia, iată ce frumoasă îi ia și ce mare și ce verde. Cred că asta este una dintre cele mai, dintre frunzele de la început. Asta cred că este. Și cu aceasta de aici de sus, care este foarte mare. Dar în rest are, a bine, și pe astea două a trebuit să le leg. Efectiv, bobește le-am legat. Pentru că e mult prea ploștită asta de aici. Pleacă din aceeași tulpiniță. Da, sigur este de la început, că uite ce mai mare tulpinița asta. Dar are foarte, foarte multe baby flowers. Uite cum este asta micuță de aici. Asta este un baby. Și da, am înnebunit. Am început să-mi postez și eu plantele pe net. Eu care nu sunt a plant person. Dar uitați-vă, ia să mă dau mai în spate. Uite cât de mare este. E imensă. Dar nu știu cum să mă dau, să avem mai multă lumină. A, uite așa. E foarte mare. Nu mă așteptam să se facă atât de mare. Dar mie, în general, îmi plac boscheții, așa că e ok. Eu și cu banul meu suntem înapoi aici. Banul meu, adică, banul meu, adică părul, nu banul, din banii, lei. Să plantez floare de nu mă uita. Așa se întâmplă când ești... Sfaturi de cum se plantează floarea de nu mă uita. Oh, este originară din Noua Zeelandă. Mai ales zonele cu deci mediul propice, zone muntoase, zone cu soluri umede. Foarte bine. Umed să fie, pentru că eu efectiv nu știu când trebuie să pui apă la unele chestii și doar pun sau nu mai pun deloc. Dar să sper că o să-i pun. Dar cum se plantează? Nu m-a convins să o am în grădină, o am aici în acest plic și m-a convins să o pun într-un ghiveci. Un ghiveci frumos, apropo, uite ce ghiveci frumos am. Mă bucur tare mult că astăzi sunt într-o dispoziție mult mai bună. Te rog, eu nu mai da reduceri, că nu vreau să comand alte flori, că abia sunt în stare să am grijă de astea pe care le-am. Nu mai da. Să ai tot saf de reduceri. Mă bucur că astăzi sunt într-o dispoziție mult mai bună. Zilele trecute n-am fost. Dar am fost și pe stop și cred că este și o chestie hormonală aici. Zin cucu! Deci este un articol despre cum să plantezi floarea asta și zice instrucțiunile de plantare menționate pe ambalaj trebuie respectate cu strictețe. Dar care ambalaj? Că eu n-am un ambalaj. O să facem lucrurile după capul meu și anume, voi scoate tot pământul din acest ghiveci și aceste flori în hârtie trebuie făcute efectiv tăiate, rupte, da, făcute micuțe și puse într-un sandwich de pământ, nu? Dacă fac ceva greșit, puteți să-mi spuneți. Dar dacă fac ceva greșit și oricum îmi spuneți, să știți că sunt șanse să nu supăra să mi-a dat șanse foarte mari să n-ascult. Pentru că eu deja voi fi pus această floare în acest ghiveci. Știți ce o să fac? O să pun numai o parte. Că dacă o pun în ghiveci și voi îmi dați alte sfaturi, eu mai am cum să le urmez, pentru că este deja în pământ, so it's too late. Dar dacă mai păstrez o bucată din această floare, voi avea cum să vă ascult și sfaturile, vedeți? I is the brain of this situation. Doamne, sunt sigură că pentru voi sunt o dubioasă acum, dar vă asigur că nu sunt. Așa sunt eu în viața reală, numai că pe vlog sunt în tot timpul mai retrasă și mai timidă și mai... am crezut că am dat astea pe jos, că am văzut că ies sămânță din fir, din hârtie. Dar da, this is me. Mi-a zis odată o prietenă care este și ea sau a fost blogger, nu știu sigur dacă încă mai este.
Adică nu cred că mai activează pe blog, dar pe Instagram știu că mai activează. Dar este o tipă cu care sunt prietenă și care mereu îmi spunea, mi-aduc aminte de acum mulți ani, fata, tu dacă ai face un vlog cum ești tu, în realitate ar râde foarte mulți oameni la modul că s-ar abuza. Și am zis, da, wouldn't that be nice? Bă, nu, mereu am fost timidă în privința felului meu de a fi. Hai să vedem cum dărâmăm aceste buruieni. Nu sunt buruieni, sunt niște flori superbe din Noua Zeelandă. E, de așa frumos, chiar aici la mine pe birou voi face treaba asta. Vedeți ce devotată sunt aceste emisiuni de a planta. Aici a fost un ceva, în mod evident. Mă simt ca la grădii când mă jucam în nisip. Nu prea mă jucam eu așa mult de tot în nisip, dar și când mă jucam eram ca un porcheluchiș, ca un purceluș. Și acum, după ce am sfărmițat tot pământelul ăsta, să aducem mai aproape și să încep să pun din el aici, nu? Nu? Ia să-mi dați note ca la școală, vă rog. Am pus o bucată și acum ar trebui ce să fac? Să pun din hârtiuța asta, vai, dar e foarte multă hârtiuță, o fetiță. Unde credeam eu că mai puneam? Mai am și plicul ăsta, tot. Sau ăsta e fără? Fata ăsta cred că e fără. Deci numai hârtiuța asta era cu florichele. Așa, oare o trebuie să pun apă direct pe asta? Nu știu, mă gândesc. Dar o să pun în nisip, în pământ. Punem pământul ăsta peste. Dacă îmi ziceți că am pus prea mult pământ, acum, ce prostuță sunt. Că venisem cu niște șervețele în care să deșert tot pământul ăsta, să nu fac masa ca la nebuni. Da, șervețelele, iată-le. Aia e, atâta s-a putut, atât am făcut. Și niște apă, mai am această apă, aqua carpatica, care este caldă și care e la îndemână. Ia să punem noi apă aici. La fel, dacă e multă, puteți să-mi ziceți voi, că eu deja am pus-o. Eu zic că nu este multă, că văd că o tot înghite pământul ăsta care a fost giga uscat. Tot intră, oricum am așa o vagă senzație că am săpat semințele alea cam adânc. Dar, da, asta așa arată. Dacă vreți, eu vă țin la curent cu ce se întâmplă cu floarea asta de nu mă uita. This is me, this is my hand, plină de pământel. Mă rog, sunt sigură că sunt oameni pe aici care plantează mult mai mult decât mine. Sau poate nu, dar sunt sigură că sunt totuși. Și care cred că se uită la mânuța mea și spun, ce e fata aia acolo la tine, că nu e niciun pic de pământ. Dar dacă eu nu prea plantez, nu prea am unde, poate când o avea o curte o să plantez mai mulți boschiți. Mie îmi plac boschiți așa mai înalți, să se vede ca niște pomi, niște copaci, niște chestii de astea. Da. Bun. Păi, mă duc să mă spăl pe mâini și să termin de editat acest video ca să pot să-l urc pe net. Pentru că eu am văzut că este perioada reducerilor, am primit ieri o notificare, cum că astăzi sunt reduceri. Așa că aș vrea să dau o tură prin mall, pentru că eu genul cum este plecat de acasă și mă gândeam să mă duc să mă plimb. Așa că, fără alte comentarii, v-am pupat și să aveți o zi minunată la fel ca voi!